n-am să uit niciodată. A fost cumplit, cumplit, să, vi, să bată cineva la ușă și să spună că, nu știu, fiul dumneavoastră, că mama a ieșit. Nu știm dacă e mort sau e... n-are cunoștință sau... Verde cânta, verde cânta, verde cânta privighetoarea, ce pădura care păzea nici de o veci de ani. De-a lungul timpului, vedetele și-au schimbat culoarea părului. Ați rămas constantă întotdeauna la blond. Ce, de ce blond și de ce ați rămas constantă? Da, din păcate eu o să revin la o temă care m-a făcut să devin blondă, ceea ce nu am avut niciodată dorința asta. Fratele meu mai mare cu 2 ani de zile, care a decedat, de fapt care a fost omorât, la 29 de ani, eu aveam 27, a fost omorât. Da? A fost, da, i s-a luat viața. Dintr-o o poveste foarte tristă și la care nu vreau să mă întorc. Eu aveam 27 de ani, pentru mine a fost o lovitură și a fost o dramă și o tragedie pentru toată familia noastră. Eu am încărunțit brusc, pentru că el era cel mai bun prieten al meu, cel care mă înțelegea, cel care mă susținea muzică. Nu seama, părinții mei nici n-au visat vreodată, ei vroiau ca eu să am o meserie, o specialitate, ceva mai serioasă, nu știu, profesoară, contabilă, ceva așa, să mă duc la oră și să vin la oră acasă. Am o ordine în viață. Și pentru mine a fost 180 de grade o schimbare a gândirii, a încrederii în oameni, a scopului în viață. Am văzut viața cu totul în altă culoare, în alte culori decât eram eu obișnuită să văd totul romantic și totul roz. Încerc să văd lucrurile frumoase, ori sunt atâtea... Uite-te în jurul nostru câte lucruri frumoase și noi ne oprim doar la o persoană care nu știu ce a făcut, m-a trădat, nu mi-a dat banii, nu știu ce am făcut, m-a părăsit, m-a zis, și care e problema? Da. Nimic nu este sigur în viață, a fost o perioadă, a trecut, va veni alta și mai frumoasă, cel puțin așa trebuie să gândim.